Pastorul Somn m-a întrebat săptămâna asta dacă am pe inimă să dau un îndemn pentru această duminică și bineînțeles că am spus da, nu sunt profesionist în asta, profesia mea, nici nu mai știu în ce profesie sunt acum profesionist, cine știe pe unde am fost și cine sunt. Numele Gabriel Alexe, fac parte din Biserica Deo Gloria încă de la deschidere și mă bucur să fiu înaintea voastră. Este o combinație, titlul, între o inimă mult și o inimă mulțumitoare. Nu știu dacă vedeți un pic titlul, dar este o inimă mulțumitoare. Nu este doar o inimă mulțumitoare. Și l-am pus așa în mod intenționat, pentru că ar trebui să fim nu doar mulțumitori. Și o să vedem ce urmează, despre ce urmează să vorbim, despre ce ne spune Biblia cu privire la acest lucru. Nu trebuie să fim doar mulțumiți. Vine dintr-o abundență, dintr-o reacție abundentă la bunătatea lui Dumnezeu. Și o să încercăm să vedem dacă avem două versete de bază cu care aș vrea să exprimăm acest titlu. În Psalmul 9:1 spune: Îți voi mulțumi, Doamne, din toată inima mea și voi vesti toate minunile tale. Iar aici în față, mulțumim Corinei pentru decor. Este foarte relevant pentru ceea ce urmează să vorbim. Aici în față avem Psalmul 107 care spune: mulțumiți Domnului căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Acum, înainte să începem, aș vrea să vă pun o singură întrebare. Dacă vreți să ridicați mâna, dacă nu, iarăși bine, nu e niciun fel de problemă, dar m-ar ajuta și ne-ar ajuta pe noi ca să facem așa un mic sondaj public. Care dintre noi avem în momentul ăsta minim o îngrijorare? Minim o grijă. O ceva de care cu care ne culcăm seara și ne trezim dimineața. Minim una. Da? Deci avem minim una, da? Haideți să mai pun o întrebare, că dacă avem minim una, la asta nu trebuie să ridicați mâna. Câți dintre noi suntem copleșiți de îngrijorări? Da? Una e să ai minim una pe care o suporți așa într-o sacoșă și cu care poți trăi. Alta e: care dintre noi suntem copleșiți de îngrijorări? Și ai zice: măi, nu sunt chiar așa, hai să ne înțelegem. Nu cred că sunt prea dovedit în direcția asta. Nu este o provocare contemporană, adică nu este o provocare nouă. Gândul de hrană, de mâncare. Am văzut filmulețul de astăzi, spune: nu vă îngrijorați de nimic, nu vă îngrijorați de îmbrăcăminte, nici Solomon nu s-a îmbrăcat. Este, Domnul Iisus a pus înaintea noastră o problematică care vine prin faptul că așa ne-a creat. Și pe lângă îngrijorări, a doua întrebare pe care o pun, că prima a fost așa, un A și un B, a doua întrebare pe care o pun și la asta chiar am nevoie de o mână ridicată. Câți dintre noi avem câteva obiective pe care ne le-am trasat? Obiective. Ce îmi propun să fac săptămâna asta sau luna asta sau, în fine, într-un viitor apropiat, mediu sau îndelungat. Adică avem în mintea noastră un ceva ce îmi doresc să fac, un ceva ce doresc să ating, fie pe plan personal, fie pe plan profesional, fie pe o paletă mai largă, combinații de mai multe planuri. Dar îmi doresc asta, nu? Îmi doresc să fac ceva, adică nu cred că ne culcăm și ne trezim, sau ne culcăm cum ne-am trezit și ne trezim cum ne-am culcat. Nu cred că suntem așa, cred că Dumnezeu a pus în mintea noastră gândul veșniciei, deși nu putem cuprinde de la bun început planul pe care îl are pentru noi, dar a pus în mintea noastră gândul despre viitor. A pus în mintea noastră, a proiectat în mintea noastră, nu trăim de azi pe azi, deși Domnul Iisus ne-a spus, ajunge zilele necazului ei. Ne limitează îngrijorările la ziua de azi. Dar nu ne-a făcut să trăim de pe azi pe azi. Ne-a făcut cu o gândire proiectată în veșnicie. Și acum, a treia întrebare. Dacă am zis cât suntem de mulțumiți, raportat la obiectivele pe care le-am avut până acum, pe care am dorit să le atingem, ce am vrut noi, și pe plan profesional, și pe plan personal, cât suntem de nemulțumiți? Adică din 10 obiective, ca să facem o mini-statistică așa, din 10 obiective, dacă am atins 8, sunt la 8 din 10, să zic așa. Nu trebuie să-mi răspundeți. Nu trebuie să ridicați mâna, că nu avem degete. Dar ideea e cât de nemulțumit sunt. Pentru că odată cu mulțumirea atingerii obiectivelor, vine și o parte de nemulțumire. Acum, nu știu cum să zic, înțelepciunea seculară, dacă o pot numi așa, te-ar face optimist sau pesimist.
te-ar face să privești la cei 8, la 8 din 10, nu la 2, cele 2 din 10. Dar ele sunt împreună. Ideea e că ce aș vrea să discut, ce aș vrea să vorbim astăzi, e că și cei 80% și cei 20% și jumătatea plină și jumătatea goală vin din îndurarea lui Dumnezeu. Și o să vedem imediat ce ne învață Biblia cu privire la asta. Dar înainte de a înțelege cât ești de mulțumit și cât ești de nemulțumit, că nu despre asta vorbim, cât așa ca un fel de gradație, o scală a mulțumirii noastre, înainte să citim o definiție din dicționarul neologismelor cu privire la ce înseamnă mulțumire și recunoștință, mai am o ultimă întrebare de conștientizare și după aceea avansăm. Ce te oprește să fii mulțumit? Care sunt blocajele? De unde vine nemulțumirea? Am înțeles de bine, poate nu vine din atingerea obiectivelor. Dar poate e mai mult de atât. Poate sunt nemulțumit cu lucruri care nici măcar n-au legătură cu mine. Poate sunt nemulțumit cu lucruri pe care altul le face altuia. Sau se întâmplă independent de mine. Poate că nu are legătură cu o reacție la ceea ce se întâmplă în viața mea, ci poate că are legătură cu starea inimii. De-aia întreb, care sunt blocajele? Ce te oprește să fii mulțumit? Și acum mergem mai departe. În dicționar, în Dex 2009, spune că mulțumirea, prin definiție, reprezintă exprimare a recunoștinței, răsplătire. O a doua definiție spune satisfacție, plăcere, bucurie, fericire, cuvânt, gest care se prin care se mulțumește cuiva pentru ceva. Da? Ce spune în definiție, ce înțelegem noi în mintea noastră, este că această mulțumire trebuie să fie o cauză la un efect. Nu asta spune dicționarul, da? Dicționarul spune că se mulțumește cuiva pentru ceva. Poți să fii mulțumitor pentru nimic? Sunt foarte mulțumit pentru ce? Pentru nimic. Nu poți să fii mulțumit sau mulțumitor sau recunoscător pentru nimic. Deci, trebuie să fie întâi o cauză și apoi un efect. Și recunoștința, pentru că e sinonim cu mulțumirea, spune, este o aducere aminte cu dragoste, o recunoaștere a unei binefaceri primite, gratitudine. Reprezintă tot o cauză și un efect, numai că recunoștința aduce de la sine nu doar ceva formal, ci și ceva sentimental, ceva emoțional. În fața dumneavoastră avem piramida lui Maslow. Cred că o știm cu toții, da? Știm ce înseamnă piramida lui Maslow. Maslow este un savant, probabil. A fost și el cineva. A fost un cineva, sigur, pentru că toată lumea vorbește de el. Care a împărțit nevoile noastre într-o piramidă. Și toate nevoile, dacă le vedeți, sunt acolo de jos în sus, nevoile fiziologice, apă, hrană, odihnă, siguranță și securitate, apartenență, respect de sine și autoactualizare, respectiv împlinirea potențialului personal. Asta se întâmplă în momentul acesta. Dumnezeu ne-a creat cu aceste nevoi. În firea noastră, în carnea noastră, carnal, astea sunt nevoile noastre. Într-o manieră simplă, după piramida lui Maslow. Sunt mai multe concepte de distribuție, de împărțire a acestor nevoi, ideea e că paleta de nevoi este destul de complexă, începând inclusiv cu cea mai simplă, din punctul meu de vedere, cea lui Maslow. Care este consecința sau ce putem înțelege din această piramidă? Pentru este centrată pe sine. Dacă vedem, reprezintă nevoile mele fiziologice. Ce am eu nevoie să mănânc, ce trebuie eu să beau, când să mă odihnesc eu, da? Deci absolut totul are legătură cu centrarea pe sine. Care este problematica contemporană? Faptul că trebuie să arătăm bine în această piramidă. Trebuie să arătăm că am ce mânca, trebuie să arăt că am cu ce mă îmbrăca. Trebuie să arăt că aparțin unui grup, dacă vedeți acolo la partea de apartenență. Trebuie să arăt bine. Și acum nu știți care dintre noastre, nu trebuie neapărat să mă susțineți, știți cât sunt eu fan Facebook. De ce? Pentru că este iluzia unei realități. Ne dorim să avem
și să fim, pentru că dacă El poate, dacă ea poate, și eu trebuie să pot. Dacă El și ea are, și eu trebuie să am. Nu mai contează ce avem, ci contează ce are celălalt. Și această piramidă a lui Maslow deja nu mai e vorba despre mine și nu mai e vorba despre sine, ci este vorba despre cum ar trebui să fiu și cum ar trebui să arăt și ce ar trebui să am. Nu neapărat că simt eu nevoie de ele, ci pentru că, din păcate, iluzia realității ne împinge la a fi într-un fel. Nu vreau să fac prea complicată vorbirea mea, dar credeți că am înțeles unde vrem să ajungem. Avem niște nevoi individuale, Dumnezeu ne-a creat cu ele. Problematica contemporană și cu media ne împinge către o iluzie a acestei realități. Acum, am vorbit despre cât ești de mulțumit cu privire la obiectivele tale. Întrebarea este, cât ne consumăm ca să obținem aceste nevoi? Cât ne consumăm ca să avem hrană, ca să avem, și nu mă refer neapărat la resurse, ci cât de mult bate inima noastră pentru acoperirea acestor nevoi. Trec un pic înapoi, sper că merge și înapoi. Nu merge înapoi, nicio problemă. Dar ne aducem aminte piramida lui Maslow. Spune că în bază avem partea de nevoi fiziologice, apoi crește mai sus, urmează și partea socială, după aia grupul de apartenență. Îmi este teamă de multe ori, vă zic, îmi este teamă în inima mea, că de multe ori oamenii vin la biserică pentru nevoia de apartenență. Și o să spun asta imediat. Îmi e teamă de multe ori, de foarte multe ori, că oamenii vin la biserică și caută să se implice în lucrări pentru autorealizare, pentru realizarea personală. Îmi e foarte teamă că inclusiv în biserici discutăm despre comparație, despre cum se îmbracă X și Y, despre cum vorbește X și Y. Avem ochii cât cepele cu privire la oameni și cu ochii cât nu-i mai vedem cu privire la Dumnezeu. Îmi e teamă că este un comportament, este o ispită, este o atracție către asta, pentru că asta ne hrănește firea. Asta ne hrănește firea. Când trecem de nevoile fiziologice, restul vin din fire. Și o să ajungem imediat să vedem și asta. Ideea e că suntem centrați pe sine. În mediile în care trăim, în mediile în care activăm, suntem centrați pe sine. Am o întrebare și nu trebuie să-mi răspundeți. Cine se duce la serviciu pentru altul? E logic, da? Trebuie să te duci la serviciu pentru tine și acolo tu ai un plan cu tine și ai niște obiective pe care le ai, atâta pe care ți le dă șeful, dar și cel pe care le vrei tu. Câți dintre noi ne-am gândit la avea un venit mai mare sau să ne ducem la șeful și să cerem o mărire de salariu? Pentru că e vorba despre mine. Nu cred că te duci la șeful și șefule, îmi dau seama că pragul de rentabilitate e un pic cam pretențios, vreau să-mi scad salariu ca să fim pe rentabil. Nu cred. Da? Suntem orientați pe sine. Avem tendința să cerem, să acoperim nevoile, să le umplem. Și dacă ne mai aducem un pic piramida, imaginați-vă că este ca un fel de pahar, nu știu cum să numesc, ca un fel de bară care se umple, o bară de status care se umple, ajungem la 10%, ajungem la 20% și vrem mai mult. Și vrem mai mult. Pe fiecare prag aparțin unui grup. Eu vreau și mai să aparțin și de mai mulți. Vreau să fiu apreciat, vreau să fiu din ce în ce mai apreciat. Asta este ceea ce se întâmplă din punct de vedere al stării, din punct de vedere al firii. Acum, am zis că mulți dintre noi avem obiective și eu am obiective. Cred că și dumneavoastră aveți obiective. Și mă aștept ca aceste obiective să se îndeplinească, adică să ating obiectivele, da? Ne dorim acest lucru. Își dorește cineva să nu-și atingă obiectivele? Nu cred că există asta, da? Există persoane care vor să atingă obiectivele, dar care nu paralizează în momentul în care nu se întâmplă. Asta e bine. Dar cu toții vrem ca obiectivele noastre să le atingem, nu? Într-un fel sau în altul. Și acum, ce ne așteptăm? Ce proiectează mintea noastră? Ce proiectăm noi? Noi proiectăm și spunem, am niște obiective, am niște așteptări. Și dacă mă implic destul de mult și am destul timp și resurse financiare sau de orice altă natură, înseamnă că logic e simplu. Pun ceva, iese ceva, ca la ciorbă. Am pus bun, iese bun. Nu e chiar așa. Realitatea este că de la unde plec până unde ajung, este sinuos. Am pornit cu ceva, plec cu niște resurse. Noi, când am fost în grupul de inițiativă, când am vrut să facem biserica, ne-am propus. Și am zis, dacă facem asta, asta, asta și asta, se va întâmpla așa. Și vrem să atingem asta și vrem să obținem asta. Realitatea este aceea.
Realitatea este că atunci când suntem sub așteptări, suntem triști și când suntem peste așteptări, suntem fericiți. Când imediat cum am depășit puțin nivelul de așteptări în curba noastră, suntem numai zâmbete. Ne înțelegem cu soțul, cu soția, cu copiii, avem așteptări coborâte, avem răbdare. Mergem la biserică, încep din ce în ce să slujesc mai mult. Am slujit mai mult, mă implic mai mult, sunt numai zâmbăreț. Sunt chiar plin de dragoste și pentru dușmani. Pentru că se raportează la sine și la așteptări. Apoi vine partea cealaltă, în care zice cobor sub așteptări, că s-au întâmplat alte lucruri. Ce s-a întâmplat? Păi obiectivele altuia au fost peste așteptări, deci ale mele sunt sub, da? Că se compensează. Da? Ceea ce înseamnă, și acolo sunt trist, sunt deprimat. Îi zic lui Dan, nu mai vin la închinare, că am o stare proastă. O las mai moale săptămâna asta, că sunt aglomerat, sunt un pic trist, trec așa și eu printr-o stare proastă. Pentru că așteptările noastre, de multe ori nici măcar definite, nici măcar cu pixul pe foaie, nu zic, nu l-am atins pe ăsta și pe ăsta. Dar așa simt. Simt că sunt sub așteptări. Și atunci starea mea este de nemulțumire. Asta este o nemulțumire reacțională raportat la ceea ce îmi propun, raportat la ceea ce îmi propun și ceea ce am. Problematica contemporană ne învață... Vreau să mai spun ceva. Ideea e că noi ne propunem ceva, dar Dumnezeu ne spune în Biblie că nu cei sprinteni câștigă alergarea, nu cei viștezi câștigă războiul, ci toate țin de vreme și de împrejurări. Deci nu contează ce input am, nu contează cât pun în oală, rezultatul ține de vreme și de împrejurări. Și atunci cum aș putea să fiu mulțumit și nemulțumit când așteptările mele, noi spunem că sunt liniare, dar din păcate sunt din crescânde. În Ecleziastul, un pic mai devreme, spune El a făcut toate lucrurile la timpul lor. Înțeleg că tot ceea ce face Dumnezeu durează veșnic. Noi vrem ca așteptările noastre, deși au un început și un final, și tot obiectivul ăsta, tot efortul nostru, toată activitatea asta noastră este temporară. Este temporară. De aia Domnul Iisus ne învață și spune ceea ce faceți, gândiți-vă să strângeți cu mori în altă parte, cu efectele astea veșnice, pentru că altfel sunt temporare. Vrei profesie, vrei carieră, e temporară, o să ieși la pensie. Sperăm să ieși la pensie, cel puțin în România, nu vreau să intru în domeniul ăsta. Dar vrem să ieșim la pensie. Vreau să am carieră și vei vedea câți dintre noi au avut parte de un șef mai puțin pregătit decât el. Nu trebuie să ridicați mâna, nu e cazul. Da? A simțim asta în fiecare zi și ai zice, băi, sunt condus pe nedrept. Și tot Ecleziastul zice, am văzut în locuri de conducere că există nedreptate. Asta e realitatea în care trăim, pentru că trăim într-un pământ păcătos. Lucrurile sunt temporare și ceea ce facem au un efect temporar, atâta timp cât le facem pentru noi și cât înțelegem că se termină aici. Domnul Iisus spune, nu vă strângeți cum oriundele fură hoții și le mai mănâncă și moliile. Avem o gândire de multe ori limitată. Nu limitată în sensul că suntem limitați, ci limitați limitată ca efect, ca proiecție în viitor. Problematica contemporană ne învață să fim din ce în ce mai smeriți, nu? Asta ne învață acum ce vedem în jur. Ne învață să fim din ce în ce mai smeriți, ne învață să fim din ce în ce mai cuminți, ne învață să fim din ce în ce mai chipzuiți, nu. Ne învață să fim din ce în ce mai doritori, mai ambițioși, să țintim cât mai sus. Sky is the limit. Ați auzit de asta cu sky is the limit? Țintește cât mai sus. Trebuie să-ți dorești din ce în ce mai mult. Și nu contează dacă le obții sau nu. Dar e bine să dai bine. Spuneți-mi, poate mint eu. Poate nu am înțeles eu bine ce s-a întâmplat. Dar eu, foarte mulți ani de zile, am trăit o iluzie. O iluzie a aprecierii. Am căutat foarte mult. Cine mă cunoaște știe că am lucrat într-o corporație mare și am avut o funcție foarte mare. În momentul în care am zis, vreau să ies, vreau să plec, mi s-a spus pe... literalmente că sunt nebun să renunț la 35 de ani la o funcție pe care alții nu au în 3 vieți. Mă consumam, îmi terminam
timpul, resursele și absolut tot, cu un efect care se termina. Cât credeți că a durat aprecierea după ce am plecat? Foarte puțin. Foarte puțin. Căutăm o apreciere temporară din partea unui oameni care te uită. Dar există cineva care face lucrurile pentru veșnicie. Și acum tonul meu a fost un pic mai trist până acum. Zice, bă, ce legătură are cu ziua recunoștinței și cu ziua recoltei și cu bunătatea lui Dumnezeu și cu vrem să ne bucurăm. Trebuie să înțelegem cum suntem. Trebuie să înțelegem de unde plecăm noi, cine suntem noi și cine este Dumnezeu, ca să înțelegem dimensiunea bunătății și a mulțumirii. Psalmistul spune că îți voi cânta din toată inima și voi vesti minunile tale. Știți cumva cum continuă psalmul respectiv? Când avestim citiți-l, veți vedea că omul nu era prea fericit. A înțeles natura. A înțeles realitatea în care este, că oamenii sunt păcătoși. Și dacă ne uităm la oameni, suntem numai dezamăgiți. Avem așteptări, iar mulțumirea este temporară. Este temporară. Când vom fi împliniți, urmează să fim dezamăgiți, de unul sau de altul, pentru că avem așteptări orizontale. Dar există cineva care face lucrurile pentru veșnicie. Și aș vrea să citesc un fragment, dacă se poate, ca să facem tranziția la cine este Dumnezeu. Paul Tripp, într-un devoțional despre mulțumire, spune: păcatul are două efecte semnificative asupra noastră. Primul ne face să devenim nucleul lumii noastre, făcând ca totul să fie doar despre noi. În concentrarea noastră de sine, suntem cu toții prea motivați de dorințele, nevoile și sentimentele noastre și pentru că suntem așa, avem tendința de a fi mai conștienți de ceea ce nu avem decât de minunatele binecuvântări care ne-au fost date. Mai mult decât atât, pentru că ne concentrăm doar asupra noastră, tindem să fim ca un scorer, comparând în permanență ce deținem cu ce au alții. Este o viață de nemulțumire și de invidie. Invidia este mereu egoistă. Există un al doilea efect al păcatului. El ne face să privim orizontal la ceea ce se găsește doar vertical. Așa că privim în creație, în lucrurile care au fost create de Dumnezeu, pentru viață, speranță, pace, odihnă, mulțumire, identitate, însemnătate pentru scop, pace lăuntrică și motivație pentru a continua. Problema e că această creație nu a fost proiectată pentru a satisface dorințele. Creația a fost făcută ca un indicator spre singurul care poate răspunde cererilor inimii tale. Asta face creația, asta suntem noi creați. Atât noi cât și natura, cât și lucrurile pe care Dumnezeu le-a permis să fie create și de care noi ne bucurăm astăzi, ca să arate spre El. Trec mai departe la ce spune Paul Tripp și cu ce concluzionează el. El spune că inima ta se va odihni cu adevărat doar când va găsi liniștea în El. Și acum, întrebarea este: bine, dar am făcut mindfulness, sesiuni de mindfulness, am făcut sesiuni de metodică, am fost la psiholog, am fost la psihiatru, am fost pe peste tot, am făcut cursuri de calmare, de relaxare, de mentalism, de cum vreți voi. Tot n-am găsit această liniște. Cum să o găsesc în Dumnezeu? Adică există cumva vreun secret? Există vreun secret să îmi găsesc liniștea în Dumnezeu? Există un secret? Care e secretul? Că creștinii spun, mi-am găsit liniștea în Dumnezeu. Mi-am găsit pacea în Dumnezeu. Băi, cum? Cum e posibil? În vremuri tulburi ca acestea, sunt tulburi. Și nu sunt neapărat tulburi din cauza COVID-ului sau vaccinului. Sunt tulburi pentru că nu mai știm cum să ne manifestăm unii față de alții. Nu mai știm cum să ne pese unii față de alții. Vrem să ne protejăm unii pe alții și, din păcate, această distanțare nu e fizică, ci socială. Trăim vremuri tulburi. Nu mai știm ce să credem, când să credem, unde să mergem. Nu mai știam luni dacă am voie să intru la magazin. Nu știam cum să interpretez legea respectivă. Este o ceață. Și, din păcate, vorbim mai mult decât acestea, decât despre Iisus. Dar noi spunem că avem pace. Să revenim la pace. Revenim la pace și revenim la liniște. Această liniște interioară. Și care este secretul? Care este secretul? Am zis până acum, l-am văzut pe Maslow, am văzut așteptările noastre care sunt sus,
De obicei, realitatea, abaterea, de obicei e negativă și ne transformă în nemulțumire reacțională. Dar aș vrea să vedeți și piramida creștinului. Nu, pe asta nu știți, am scris eu acum. Da, pe asta nu știți. Maslow a făcut-o pe aia cu 7, mai sunt acum împărțite în vreo 12 segmente, mai ăla cu 16 segmente. Eu am 2. Atât am putut eu să scriu. De fapt, sunt mai multe. În timpul Timotei, capitolul 6, de la 6 la 8. Evlavia este într-adevăr un mare câștig dacă este însoțită de mulțumire. Căci noi n-am adus nimic în lume, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem deci hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Este șocant. Comparație între ceea ce ne învață Biblia și ceea ce se întâmplă în viața noastră sau ceea ce vedem tendințele, da? Și ceea ce trăiesc eu. Diferența e foarte mare. Așteptările, nivelul de așteptări pe care Biblia la care Biblia ne îndeamnă este foarte scăzut. Ceea ce vine peste astea două ar trebui să fie mulțumire. Nu e logic. Dacă așteptările sunt jos, tot ce vine peste, tot ce ai peste hrană și îmbrăcăminte, este mulțumire. Este check, este făcut, este done, este gata. Mai mult decât atât, spune, Evlavia este într-adevăr un mare câștig dacă este însoțită cu mulțumire. Și acum, învăț oare cumva eu să nu ne dorim, să nu aplicăm darurile, competențele pe care Dumnezeu le-a pus în noi? Nici de cum. Este vorba de starea de nemulțumire. Nu este vorba de acțiunile și activitățile pe care le avem. Este vorba de cum reacționăm la rezultat. Nu este vorba de cât sunt de implicat. Primul verset. Evlavia este într-adevăr de mare câștig dacă este luată cu mulțumire. Al doilea. Deci, concluzia. Mulțumește Dumnezeu pentru tot ce ai. În sensul în care tot ce vine peste asta, mulțumește Dumnezeu pentru că este mult peste ceea ce ar trebui să ne așteptăm noi. Trecând un pic mai departe. Primul, în Timotei spune că Evlavia este într-adevăr un mare câștig dacă este însoțită de mulțumire. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10, spune, dar el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșită în neputință. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu la Pavel, când Pavel roagă de 3 ori ca să ia acel țepuș. Și spune, harul meu îți este de ajuns. Doamne, mă confrunt cu diferite probleme, cu diferite provocări în viața mea. Și el spune, harul meu îți este de ajuns. Dacă ai cu ce mânca și cu ce te îmbrăca, îți este de ajuns. Aici se reduce consumul nostru. Aici se reduce consumul nostru. Consumul nostru se rezumă la harul lui Dumnezeu. Și acum, dacă ar fi să vă mai întreb o dată, dacă aveți obiective, dacă ar fi să vă rog să menționați în mintea, în sinea dumneavoastră, să menționați 3 obiective pe care le aveți. Redefiniți-le prin aceste două filtre. Este proporția resurselor pe care le pun în aceste activități direct proporțională cu harul lui Dumnezeu și cu evlavia însoțită de mulțumire? Sunt hobby-urile mele, pasiunile mele. Zice, băi, dar stai un pic. Adică n-am dreptul la pasiuni, ai dreptul la ce vrei tu. Dar adune înaintea lui Dumnezeu. Filtrează-le înaintea lui Dumnezeu. Ecleziastul, cred că în capitolul 5, spune, bucură-te tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Nu spune, nu te bucura, dar adu-ți aminte că pentru toate te va chema Dumnezeu la judecată. Vom vorbi cu Dumnezeu despre astea. Vom vorbi cu Dumnezeu despre această zi. Vom vorbi cu Dumnezeu despre acest mesaj. Faptul că El ne-a vorbit mai întâi, faptul că El a avut inițiativa de a ne îndrepta, de a fi mulțumiți, El ne-a dat o inimă mulțumitoare. Păcatul ne îndepărtează de această inimă. Egoismul, invidia ne îndepărtează de această inimă. Dacă am privit la Dumnezeu și la harul Lui, am avea o altă inimă în care nu mai contează ce obțin, când obțin, știind că El este în control și că le face bine și durează veșnic ce face El. Aplicații. Mai așteptăm un pic? Nu merge. Haideți, las-o ca să o vedem așa, cu niciun fel de problemă, trecem direct la aplicații. Cred că mă ajută și pe mine că văd și eu ce urmează. Așa, las-o așa.
Vedem cât de cât, vedem pe ecranul mare în partea stângă ce scrie? Da? Deocamdată nimic, că n-apare nimic, dar... așa. Așa, asta am văzut-o. Aplicații. Fii mulțumitor. Închină-te. Și zice, bine, dar până acum mi-ai spus că trebuie să am obiective și Harul Dumnezeu mi este de ajuns. Evlavia însoțită de mulțumire este în noua matrice a mulțumirii. Mulțumesc, mulțumesc. Noua matrice a mulțumirii spune, fii mulțumitor, închină-te. Ce legătură are asta cu mine? Și am să vă răspund, să vă spun ceva. Absolut niciuna. În Apocalipsa 11 cu 17, vedem acolo un cadru în lumea nevăzută, în creația nevăzută. Și spune așa, dacă vreți să deschideți, dacă aveți timp, dacă aveți pe telefon, să dați repede, în Apocalipsa 11 cu 7 spune, cei 24 de bătrâni care ședeau pe tronurile lor înaintea lui Dumnezeu s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu zicând, îți mulțumim ție, Doamne Dumnezeule, cel atotputernic, cel care este și care era, pentru că ți-ai luat puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Mulțumirea creației nevăzute depășește nevoia mea care are un efect temporar. Suntem chemați la o închinare de către creația nevăzută. Cei 24 de bătrâni s-au aruncat, s-au închinat și au spus îți mulțumim ție, Doamne, pentru puterea cu care împărățești. Înainte să existe creația, înainte să existe aceste nevoi pe care noi le vedem, înainte să fie aceste lucruri pe care noi le căutăm, a fost Dumnezeu și atât. Înainte să existe nevoia inimii mele, înainte să existe soția mea, copiii mei, familia mea, înainte să existe obiectivele mele, înainte să existe primul fir de lumină, a fost Dumnezeu și puterea Lui cu care împărățește. Acolo este prima sămânță a mulțumirii, înțelegând cine este El și înțelegând cine suntem noi și ce a făcut El să ne apropie de El. În Psalmul 100, de la 1 la 4, spune, strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, slujiți Domnului cu bucurie. Veniți înaintea Lui cu strigăte de veselie. Să știți că Domnul este Dumnezeu. Unde căpem noi aici? Unde e nevoie? Unde e așteptarea mea? Unde sunt obiectivele mele? Unde este modul în care mă pregătesc eu? Sau unde este pasiunea mea pentru dezvoltare personală? Unde încape aici problematica contemporană a siguranței, securității și a comunicării transparente? Unde? Domnul este Dumnezeu. Spune concluzie. El este acela care ne-a făcut și ai Lui suntem. Suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu mulțumire și în curțile Lui cu laudă. Mulțumiți-i, binecuvintați-i numele. Primul apel al mulțumirii este închinarea și recunoașterea lui Dumnezeu. O inimă mulțumitoare începe cu îndurarea lui Dumnezeu și cu înțelegând care este puterea lui și care este persoana lui. Faptul că este sfânt, faptul că este perfect. Vom vedea următoarele motive de mulțumire, pentru că după aș vrea să ne rugăm. Primul lucru în mulțumire, pentru o inimă mulțumitoare, o inimă mulțumitoare începe cu închinare. O inimă mulțumitoare începe cu recunoașterea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu. Vedeți, când privim, când îl integrăm pe Dumnezeu în viața noastră, este o anexă, este anexat la viața noastră. Când viața noastră începe cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri sunt anexate la viața cu Dumnezeu. Închinarea, mulțumirea începe cu închinarea, începe cu recunoașterea lui Dumnezeu
ca Dumnezeu. Și voi repeta asta dacă se poate până la sfârșitul predicii. Pentru că asta, din punctul meu de vedere, ne va transforma inima și mintea. Închinarea începe înțelegând că Dumnezeu este Dumnezeu. Și ce vreau să spun prin asta? Când asculți cuvântul predicat, pune urechea și ascultă. Când auzi o cântare despre Dumnezeu, pune urechea și ascultă. Când auzi despre Dumnezeu, pune genunchii jos să se cutremure carnea pe tine. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Fii mulțumitor pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Un al doilea lucru. Hai să vedem dacă am mai aici apărut. Gata. Un al doilea lucru. Psalmul 46, de la versetul 1 și de la versetul 1 la 11, spune: Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră. El este un mare ajutor care nu lipsește în necazuri. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar schimba pământul și s-ar zguduia munții în inima mărilor, chiar dacă le-ar vui și le-ar spumega apele și ar cutremura munții la revărsarea lor. Dumnezeu este în mijlocul ei, în mijlocul cetății lui. Ea nu se va clătina, Dumnezeu o va ajuta la revărsatul zorilor. Și haideți să vă spunem realitatea pe care o trăim. Neamurile se agită. Nu este agitație acum? Regatele se clatină. Nu simțim componenta politică în momentul acesta? Când își ridică el clasul, Dumnezeu, pământul se topește. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este întăritura noastră. El oprește războaiele până la capătul pământului, el zdrobește arcul, rupe lancia și arde în foc carele. Opriți-vă și recunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă și recunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Vedem tranziția de la închinare la o tranziție de încredere. Psalmul spune: nu vă temeți, El poartă de grijă. Mulțumirea că El poartă de grijă. Avem printre noi oameni care depind de recolte. Știu printre noi, îmi este foarte dragă persoana, Viorel, de Viorel vorbim, el se ocupă cu apicultură. Pentru el, un sezon bun se măsoară în cât de mult au lucrat albinele. Acolo se măsoară un succes al lucrării lui. Și e normal că după multă trudă se așteaptă ca recolta să fie bună. Dar Domnul poartă de grijă. Și m-am bucurat într-o discuție cu el că mi-a spus: am vrut să-L pun pe Dumnezeu la încercare în lucrarea asta. Și am cerut. Și mi-a dat mai mult. Dumnezeu poartă de grijă. Într-un an bun, în care a dat tuturor, nu doar lui, a dat tot, a fost un an bun. Domnul a dat, dă binecuvântare. Domnul poartă de grijă. Ți-e teamă că nu ai un venit destul de mare? Ți-e teamă că adu-l înaintea lui Dumnezeu că El poartă de grijă? Doar că nu faceți dintr-un Dumnezeu atotputernic. Nu faceți dintr-un Dumnezeu care este Dumnezeu un prestator de servicii. Nu poți să ai încredere în Dumnezeu dacă întâi nu te închini înaintea Lui. Pentru că Dumnezeu a spus că a dat fiilor oamenilor tot, dar slava Lui nu o dă nimănui. Dă-i lui Dumnezeu slava și gloria care sunt ale Lui. Dă-i-le! Nu te opri și îți spune: da, eu am multe lucruri de făcut. Dă-i lui Dumnezeu gloria și slava care sunt ale Lui. Trecem repede. Da. Fii mulțumitor. Ai încredere. Până la și jumate trebuie, nu? Ah, ok, gata, mă mișc repede. Al doilea, fii mulțumitor, slujește. Psalmul 105 cu versetul 1. Mărturisește, mulțumiți Domnului, chemați numele Lui, faceți cunoscute printre popoare lucrările Lui. A lucrat Dumnezeu în viața ta. Mărturisește. Dacă ești mulțumitor, mărturisește. Dacă cineva te ajută fizic, dacă vine cineva, vecinul, și te ajută să ridici canapeaua că te muși și duci, îi spui mulțumesc și apoi ți-i spui: băi, am un vecin foarte de treabă, m-a ajutat să ridic canapeaua. Cred că există minim o persoană la care vei spune asta. Dacă înțelegi închinarea, încrederea și înțelegi că Dumnezeu poartă de grijă dincolo că vrei tu, că ești tu demn sau că ești tu merituos, ci pentru că așa este El, atunci Îl vei sluji,
Nu pentru că merită, nu pentru că a făcut ceva pentru tine, ci pentru că este Dumnezeu. Ci pentru că este vrednic de toată slava. Nu-L slujim ca o reacție. Îl slujim pentru că este Dumnezeu și toate îi aparțin. O a patra aplicație. Fii mulțumitor, slujește. Poate ești obosit. 1 Corinteni 15:57-58. Dar mulțumiri, tot cu mulțumire începe, fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, frații mei iubiți, fiți fermi, de neclintit, sporiți întotdeauna în lucrarea Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este fără folos. Slujește! Nu aștepta să vină cineva la tine să spună am nevoie de tine în lucrarea asta. Dacă ai disponibilitate, dacă ai poți și nu ești integrat în alte, slujește. Nu slujești pentru că te-a rugat cineva. Nu slujești pentru că merită cei pe care îi slujești. Ci slujești în mulțumire pentru un Dumnezeu atotputernic care poartă de grijă și care ți-a făcut mult bine și îi mărturisești prin această slujire binecuvântarea Lui. Ultima dintre ele, fii mulțumitor în tot ce faci. Coloseni 3:17. Tot ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El, lui Dumnezeu Tatăl. Revin un pic la piramida, între ghilimele, a creștinilor, a credinciosului. Am spus că Evlavia cu mulțumire și îl spune, harul ți este de ajuns, dacă ai cu ce mânca și ce te îmbrăca, ți este de ajuns. Asta ne face mai puțin implicați? Nu. Spune că tot ce facem trebuie să facem ca pentru Domnul. Coloseni 3:17. Să facem în numele lui Dumnezeu. Tot ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în conștiința, în prezența lui Dumnezeu. Când mă duc la școală, stai un pic, că mi-a zis Gabriel că și așa nu-mi trebuie decât hrană și îmbrăcăminte. N-am nevoie să învăț eu prea bine, o să fac eu ceva pe acolo, că dacă îmi trebuie, nu. Trebuie să înveți ca pentru Dumnezeu. Trebuie să slujești ca pentru Dumnezeu. Când te duci la serviciu, trebuie să te comporți ca pentru Dumnezeu. Când conduci oameni, condui ca pentru Dumnezeu. Acum, ați mai auzit predicile astea, nu? Cred că le-ați auzit din diferite predici, diferite, astea sunt rulate, sunt ruginite, să zic așa. Nu cred că e prima oară când o auziți de la mine. Dacă începem cu aceste lucruri și îl atragem pe Dumnezeu în activitățile noastre, dacă îl anexăm pe Dumnezeu la activitățile noastre, implicarea lui Dumnezeu va fi sporadică. Vom face lucrurile din când în când ne mai aducem aminte de Dumnezeu. De aceea va veni cineva care va predica din nou același lucru, ca să ne aducă aminte. Dar dacă începem cu Dumnezeu și stăm în prezența lui Dumnezeu, dacă îi închinăm lui Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că este vrednic de slavă, că e a Lui, sunt ale Lui. Nu pentru că eu dau eu, că dacă tăcem noi, pietrele strigă. Pentru că este Dumnezeu, dacă începem de acolo, le vom face ca pentru Dumnezeu, pentru că le vom face cu frică și cu tremur. Și nu mai va mai fi nevoie să vină cineva să spună, adu-ți aminte să-L împlici pe Dumnezeu în ce faci. Nu. Începe cu închinare. Nu-L aduce pe Dumnezeu în realitatea ta. Du-te tu în prezența lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile au existat înainte ca să existi tu sau eu. Acestea sunt aplicațiile pe care le spun. Închină-te, ai încredere, mărturisește, slujește și fii mulțumitor în orice faci. Acum, urmează să ne împărțim în grupuri de 2-3 persoane. Și aș vrea să dăm câteva motive de mulțumire. În 1 Tesaloniceni, de la capitolul 5, versetul 16-18, spune, rugați-vă neîncetat. Și asta vom face. Apoi spune, mulțumiți în orice împrejurare, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Stați un pic. Voia lui Dumnezeu este să fim mulțumiți și mulțumitori? Este voia lui Dumnezeu să mulțumim? Da. Asta spune Scriptura. Să mulțumim intenționat. Nu ca reacție la ceea ce ne se întâmplă, nu că în Dex am văzut că este un efect secundar, este o mulțumire față de cineva care ți-a făcut ceva. Spune că voia lui Dumnezeu este căutăm intenționat să-i mulțumim. Și asta vom face acum.
Și acum voi da câteva motive de mulțumire. În plan vertical, așa cum a făcut creația nevăzută, haideți să mulțumim Dumnezeu pentru puterea și dreptatea Lui. Vedem în Psalmul 7 cu 17, citesc scurt, spune, îi voi mulțumi Dumnezeu pentru dreptatea Lui și îi voi cânta spre lauda numelui Său. Suntem chemați la a-i mulțumi Dumnezeu pentru că este Dumnezeu, pentru puterea cu care împărățește, pentru dreptatea cu care împărățește. Înainte de asta, imaginați-vă cum ar fi fost să avem un Dumnezeu nedrept. Imaginați-vă să avem o putere supranaturală care poate să facă ce vrea, când vrea, cum vrea, dar după niște criterii mai puțin drepte. Ce s-ar fi întâmplat cu această lume? Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Tot psalmistul zice, de aceea lumea stă tare și nu se clatină. El le ține în mâna Lui. El domnește cu putere și le-a creat pe toate într-un mod atât de înțelept. Mulțumire pentru îndurarea lui Dumnezeu. Psalmul 107, 21, 22, înțelegând că acest Dumnezeu mare și puternic, care n-are nevoie de nimic, n-are nevoie de creație, a creat lucrurile după îndurarea Lui. Spune să-i mulțumească deci Domnului pentru îndurarea Lui și pentru minunile Lui față de fiii omului. Și nu se referă la binecuvântările fizice aici. Se referă de la creație, de la ce ne-a fost lăsat, de la planul Lui de mântuire, de până la următoarea, care spune harul Lui. Tit, capitolul 2, spune că și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață cum să renunțăm la neevlavie. Mai țineți minte piramida creștinului? Că evlavia luată cu mulțumire este un câștig? Asta face harul lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit înaintea noastră și a zis, dă-mi voie să te învăț. Mai țineți minte că am zis, bine, bine, dar cum să simt acea pace lăuntrică, acea mulțumire în inima mea? Cum să o fac? Care-i secretul? Asta este secretul. Harul lui Dumnezeu nu ține de tine, ține de harul lui Dumnezeu. Recunoaște harul lui Dumnezeu în viața ta și inima ta va fi o inimă mulțumitoare și plină de pace. Înțelegând cât de departe a fost El de noi, cât de puternic este El față de noi, cât de nelimitat este El în comparație cu limitările noastre. Vorbeam cu Silviu și cu Sam despre neoplatonism, care i s-au dus și au spus că Dumnezeu este de nedescris. Și așa este, este de nedescris. Nu poți să-L cuprinzi. Finitum non capax infinitum. Nu putem să-L cuprindem. Și totuși, prin harul Lui și prin roada Duhului, prin credincioșia Lui, ne-a apropiat de El. Vorbeam despre asta. Ce lucrare minunată a fost în Domnul Iisus, că față de un Dumnezeu atât de distant, atât de puternic, neoplatonismul spune, e desparte, n-ai cum să-L înțelegi, n-ai cum să-L ajungi acolo. Lasă-L acolo unde e, că n-ai cum. Spune în Efeseni capitolul 3, zice, în El avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere, prin credința în Iisus. Îi mulțumim pentru apropierea de El. Îi mulțumim că nu mai suntem departe. Îi mulțumim pentru victoria care este în Iisus, că dacă ne uităm la noi, nu putem să facem asta decât prin Iisus. Și aș vrea ca în această dimineață inima mulțumitoare să înceapă cu o conștientizare a dumnezeirii, o conștientizare a păcatului și îmbinarea celor două care a fost făcută doar prin har și prin Iisus. Și ultima dintre ele, în lista respectivă, dar nu ultima ca valoare, să-i mulțumim Dumnezeu pentru roada Duhului. În Galatenii, vreau să citesc asta, spune că sunt două lupte, e o luptă între două puteri. Faptele firii sunt evidente și sunt acestea, printre care invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Dacă vedeți, faptele firii sunt exact ce scrie în piramida lui Maslow, în nevoile firii duse la un extrem. Nevoi transformate în ambiții, comparații transformate în gelozii. Dar spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva acestor lucruri nu există lege, nu există limitare. Îi mulțumim Dumnezeu pentru transformarea pe care El a făcut-o prin Duhul Sfânt în noi. Secretul este să lași Duhul lui Dumnezeu să lucreze în tine pentru o inimă mulțumitoare.
Pe plan orizontal, trecem repede pentru că a durat foarte mult. Eu credeam că durează, sincer, vreo 20 de minute. Dar cumva a durat mai mult. Gata, trecem repede. Pe plan orizontal, după care ne împărțim pe grupuri. Modul în care ai fost creat. Vorbim de un Dumnezeu creator, da? A împărățit cu putere și a creat. Creația îi mulțumește. Creația nu e făcută să-ți satisfacă nevoile. Creația e făcută să te îndrume către El. Și modul în care sunt creat acolo spune, îți mulțumesc pentru că sunt o făptură atât de minunată. Mulțumește-i pentru modul în care ai fost creat. Facebook-ul, nu mai zic Facebook, altceva, nu contează, te îndeamnă să fii slab, te îndeamnă să arăți bine, te îndeamnă să fii nu știu cum, te îndeamnă să faci nu știu ce, îți spune că trebuie să ai nu știu ce, spune că nu știu ce greutate, care e greutatea optimă, cum trebuie, cât de departe trebuie să fie nasul de ochi. Adică s-au făcut niște lucruri de genul acesta care ne îndepărtează de înțelepciunea Lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat așa, mulțumește-i pentru cum te-a creat. Nu-ți bate joc de trupul pe care ți l-a dat. Nu-ți bate joc de asta. Nu poți să faci ce vrei cu el pentru că e al lui, că el te-a creat. Dar nu înseamnă că trebuie să-l schimbăm, să-l luăm cu mulțumire așa cum l-a lăsat. Unii poate au probleme de sănătate încă de la naștere. Dumnezeu știe de ce le-a făcut așa. Unii sunt mai sprinteni, alții mai înalți. Dumnezeu știe. Mulțumește-i pentru modul în care te-a creat. Mulțumește-i pentru circumstanțe. Spune că nu există nicio împrejurare în care El să nu fie cu noi. Am citit mai devreme Psalmul 46, de la 1 la 18. Spune să-i mulțumim Dumnezeu în orice împrejurare. N-ai bani? Mulțumesc și Dumnezeu. Ai probleme la serviciu? Mulțumesc și Dumnezeu. Ia-le cu toate cu evlavie, înțelegând că El poartă de grijă. Mulțumește pentru familia ta, Coloseni 3, 18, 20. Vorbește, Dumnezeu nu a lăsat cumva familia deoparte, s-a interesat de ea. Spune cum să se comporte soțul cu soția, cu copiii, copiii invers, cu ascultare. Dar acolo spune, mulțumește pentru familia în care ești. 2. Mulțumește pentru părinții pe care îi ai. O problematică contemporană. Părinții au îmbătrânit. Nu mai știu ei de-astea. Sunt bătrâni. Proverbe 23 cu 22. Spune, adu-ți aminte de învățătura tatălui tău și nu disprețui de mama care a îmbătrânit. E mama bătrână. Nu o disprețui. Mulțumește Dumnezeu pentru părinții pe care îi ai așa cum sunt. A îngăduit să vii pe pământul acesta prin ei. Proverbe 17 cu 17. Mulțumește pentru frații pe care îi ai. Spune că fratele este creat, zice, prietenul este bun, dat de Dumnezeu și fratele este pentru ziua necazului. Fratele tău este dat de Dumnezeu pentru ziua necazului. Mulțumește pentru cine ai și pentru veri. Și tot pentru... Da? Mulțumiți pentru familia în care sunteți. Că nu suntem singuri, Dumnezeu ne-a pus într-o familie atât vertical, cât și orizontal, cât și vertical în jos. Prețuiți copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Vă spun sincer, copiii pentru mine au fost o mare provocare. Au scos din mine ce n-am crezut că pot să scot vreodată. Dar Dumnezeu prin ei m-a educat, m-a învățat, m-am lăsat în mâna Lui și am zis, trebuie că prin mine eu sunt agresiv. Dacă fac ce m-a învățat mama, nu iese bine. Dar Dumnezeu ne cheamă la blândețe și să prețuim copiii, că sunt o binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. Mulțumiți pentru biserică. Roman 12 cu 10, Filipeni de la 3-4. Mulțumiți pentru biserică. Acei oameni puși deoparte pentru Dumnezeu, care te îndeamnă, care se iau de tine cu blândețe, dar te cheamă la Dumnezeu, trag de tine să te întorci la Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Mulțumește pentru biserică. Mulțumește pentru cei care vă slujesc și în biserică. Pentru cei care vă dau învățătură. Spune în 1 Tesalonicenii și în 1 Timotei, mulțumiți pentru cei care se ostenesc pentru voi. Care vă dau mulțumiți pentru ei. Da, dar de multe ori nu spun cam ce vreau eu. Nu fac grupurile mici cam cum vreau eu. Nu și-au dat destul interesul față de ceea ce îmi pasă mie. Așa este. E greu să conduci. Dumnezeu vrea și e cel mai greu pentru ei că vor da socoteală. Dar mulțumiți pentru cei care se ostenesc. Nu cred că a fost cineva care fac grupurile mici, le scriu repede pe Pix și eu ieși, eu ieși. Nu, ne-am dat interes. A fost interes acolo, a fost osteneală. Cei de la închinare s-au trezit dimineața, au venit de la 8:30 să pună instrumentele, lucruri care poate nu se văd. Dar se fac pentru biserică. Mulțumiți lui Dumnezeu din inimă pentru cei care se ostenesc, pentru cei care slujesc. Mulțumește Dumnezeu pentru cei care îți produc bucurie. 1 Tesalonicenii de la 3 la 9 zice, cum aș putea să mulțumesc Dumnezeu pentru voi care îmi produceți bucurie, spune Pavel celor din Tesalonic. Spune, cum aș putea să-i mulțumesc? Sunt oameni care îți produc bucurie. Mulțumește Dumnezeu pentru oamenii care îți produc bucurie. Sunt o binecuvântare din partea Lui.
Binecuvântările fizice, Psalmul 147, de la 7 la 9, le avem în fața noastră. De multe ori le luăm așa, mergem la magazin, le-am cântărit, l-am pus în plasă și am plecat. Și nu facem decât să comparăm prețuri. Dar ploaia care a căzut peste planta aia a venit din partea lui Dumnezeu. Asta zice acolo în Psalm. Spune că El dă ploaie, el răcorește pământul și El face iarba să crească. Ce avem aici în fața noastră? Sunt din harul, din bunătatea și din înțelepciunea Dumnezeu care le-a creat. Deuteronom spune, 8, de la 10 la 14, spune, când te vei bucura, când vei mânca și te vei sătura, când îți vei construi case, adu-ți aminte de Dumnezeu. Aici îți trebuie, ești mulțumit, ai o stare în care nu simți să scrii ceva pe cartonaș acolo? N-ai nevoie de rugăciune. Mulțumește lui Dumnezeu. Ăla e un motiv de mulțumire. Mulțumește Dumnezeu că n-ai nevoie să scrii nimic pe cartonașul ăla. Că este din harul lui. 1 Corinteni, de la ultimul verset, ce vreau neapărat să-l citesc pe ăsta. După care ne vom împărți între două, trei persoane și aș vrea să ne rugăm. Poate nu te ruga niciodată, poate nu ești obișnuit cu rugăciunea. Dacă sunt lucruri pe care le simți, du-te înaintea Dumnezeu care te ascultă. Nu trebuie să spui lucruri interesante. El este un Dumnezeu depărtat, atotputernic, plin de putere, care s-a apropiat prin Iisus Hristos. De aceea, înainte să spun ultimul verset, vedeți că singura punte între ceea ce trăim și o inimă mulțumitoare este Iisus. El ne-a apropiat Dumnezeu și victoria a Lui. Și e normal să întreb, vreo inimă mulțumitoare fără Iisus? Vei depune foarte mult efort. Vei fi într-o continuă căutare. Întoarce-te la Iisus. Trebuie să întreb, care este relația cu Iisus? Te-ai apropiat de Dumnezeu prin Iisus? Pentru că altfel nu facem decât piramida lui Maslow la început și la sfârșit și fără număr. Și din când în când suntem sus și suntem bucuroși. Suntem jos și suntem triști. Și viața asta temporară se va sfârși și ne vom întâlni cu Cel care ne-a apropiat de El prin Iisus și va trebui să vorbim cu El. Nu face lucrurile temporar, fă-le pentru veșnicie prin Iisus. Ultimul verset, 1 Corinteni 4:7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Pentru binecuvântările fizice, haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu acest gând. Tot ce avem, am primit. Aș vrea să ne împărțim pe grupuri de două, trei persoane. Eu voi lăsa ecranul așa. Astfel încât să ne putem ruga. Nu trebuie să ne rugăm toți pentru toate motivele. Da? Asta pentru că vrem să mai și cântăm la sfârșit. Dacă predica fost lângă, mă gândesc cum vor fi rugăciunile tuturor. Dar de aceea, haideți să luăm motivele care te-au marcat pe tine, care au legătură cu viața ta, specific. Dacă Dumnezeu te-a trecut prin circumstanțe rele, să știi că El poartă de grijă, mulțumește-i pentru asta. Dacă Dumnezeu te-a provocat să înțelegi persoana Lui, mulțumește-i pentru asta. El este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a provocat să te apropii de El prin Iisus, mulțumește-i că a făcut acest lucru. Și dacă nu te-ai apropiat Dumnezeu prin Iisus, întreabă pe oricare dintre noi. Nu suntem noi specialiști în Iisus, dar Biblia este. Îl putem afla acolo.